pentru că s-a amânat. Victor Ponta nu îl putea pune pe Sebastian Ghiță pe listă, el personal. Aveam niște proceduri adoptate atunci, am avut adresele transmise în teritoriu, la toate județele, în care, prin acele proceduri adoptate de conducerea partidului, s-a stabilit că listele de candidați vor fi aprobate prin vot în comitetele executive județene. Listele au venit de la toate județele, inclusiv de la Prahova, după ce s-a votat în Comitetul Executiv Național, s-au aprobat în Comitetul Județean, s-au aprobat în Comitetul Executiv Național, ulterior au fost semnate de către toți cei patru președinți de la acea dată, Ponta PSD, Antonescu PNL, Oprea UNEPR și Daniel Constantin de la PC. Deci, noi așteptăm, dacă cineva ne cere aceste documente, le punem la dispoziție imediat și cu toată deschiderea. Și vrem chiar și să colaborăm. Pentru asta, dacă mai e nevoie și de alte